Pe ultima sută de metri, bălțenii au dat buzna în piața centrală din oraș pentru a cumpăra produse alimentare de Paști. În timp ce unii numără fiecare bănuț, pe alții nu îi spere nici prețurile exagerate la carnea de miel, de porc sau zarzavaturi. Ca de obicei, pască, ouă roșie, răcitură, colete. Dar aproximativ câți bani se duc pentru sărbători? Cred că în jur la 2.500-3.000 de lei. Pandemia este pandemie, dar Paștele oricum. Învierea Domnului, sperăm că învierea Domnului să treacă și pandemia și o să fie tot mai bine. Cât ceva de tot felul. Prăjitură, în primul rând, deja 1.500 am cheltuit. Și să facem, trebuie să ne gătim. În prag de sărbători, un kilogram de carne de miel costă tocmai 120 de lei. Un kilogram de brânză de vaci sau cașul de oi poate fi cumpărat cu 60 de lei. Vânzările însă nu-i prea bucură pe comercianți. Iaca cât am vândut? Vă 3 kg dacă am vândut? N-am vândut încă 3 kg. Lumea n-are bani. Iaca și întâi și pandemie. Mai rău, lea. Da. De ce credeți că e mai rău? Păi când e sărăcie în țară. Nici vânzătorii de carne de porc nu sunt încântați de veniturile pe care le înregistrează. Păi slăbuț, dar în comparație cu lumea e greu, pentru că se cumpără cetișor. A, în precedență, da, era mai binișor. Dar, până prosul Dumnezeu, la cât lumea nu lucrează calea ferată, nu a prinit salariu, încă este. Un porc jumătate acum, mai mult nu. Când în anicie, da, era mai mult. Unii oameni spun că pandemia i-a lovit tare la buzunare, așa că se vor limita la ce au prin cămară. Dar și am din ce face? Fac și eu rășituri din cior de purșel și el să mai fac. Poate pârjoale îi faci, ne-am luat ouăle cu cățic de carne de găină și gata. Cu pașcă am cumpărat de acum mai ieftină. N-am cheltuit mult, 600 am cheltuit. Cât atât e scump. Uleiul e scump, castraveții scungi. Холодецы, там за два вида салата будет, рулеты там куриные, голубцы. Ну, если считать, что немножко свой, продукция есть своя, ну, где-то, если так брать, плюс-минус 1500. Немножко надо чуть-чуть поскромнее. Так поскромнее, конечно, потому что я смотрю на базаре, там люди отовариваются, это видно, прямо такими большими. Bătrânii recunosc că fără ajutorul copiilor nu ar fi reușit să-și organizeze masa de sărbătoare. Pomeluțe numai decât răcituri, dulciuri, vreo 2000. E foarte greu, dar ne ajută copiii. Da, copiii ajută, e frumos. Da, da, cu pensia nu facem nimic. Și în acest an focul Haric va fi adus de la Ierusalim la Chișinău în seara zilei de 1 mai.